putem să o manevrăm datorită brațului în foarte multe poziții. Chiar și după coama unei clădiri, chiar și în salvare din apă, putem să o coborâm la 1,2 metri în albia unui râu, după un dig, cum avem noi aici în zona litoralului, pentru a urca scafandrii în acelă, a prelua scafandrul din apă cu eventuală victimă.